Bună seara, a doua victorie consecutivă pentru Șef Șlășca. Câteva concluzii după acest meci. Bună seara, da, o partidă foarte importantă. Sau foarte importante cele trei puncte puse în joc. E foarte bine că le-am obținut, mai ales după meciul bun făcut la FCSB. Era foarte important pentru noi să acumulăm puncte. Mai puțin spectacolul, ci mai mult punctele. Mă bucur foarte mult pentru băieți, au făcut din nou o partidă solidă, o echipă matură. Am arătat că suntem și pragmatici atunci când trebuie și ne-am apropiat victoria. Mă bucură foarte mult lucrul ăsta, pentru că am dat posibilitatea și celor care au făcut foarte mult efort la Giurgiu să se odihnească. Automat era foarte greu pentru ei să poată să facă din nou un meci solid. Am apelat la jucătorii din lot care au jucat mai puțin, care erau mai proaspeți și mă bucur că ei au făcut o partidă bună, mă bucur că s-au achitat de sarcini și, în primul rând, mă bucur că am obținut cele trei puncte. Forța echipei a fost echipa. Avem o echipă solidă, o echipă unită, un grup puternic și asta cred că în momentul de față face diferența. Mulțumesc. Cu multă plăcere.